mai un program mai ampul de spălare astăzi, care este o chestiune care ține de igiena orașului. Este, cred că, principala și ar trebui să fie principala activitate de bază la primărie. Măcar alta lucru. Cred că dacă s-ar fi realizat acest lucru în mod eficient în acest mandat, cred că ați fi rămas în memoria orașului, dar de ce mai bun primar al acestui oraș? Din păcate, cred că este un punct negativ. Eu aș fi dorit foarte mult să realizăm acest lucru, să se spele strâsele orașului pentru a proteja sănătatea principal și a noastră, dacă e ca persoane, nu numai a orașului. Cred că e o chestie de conservare, până la urmă, instinct de conservare. Trebuia spălat orașul în mod temenic. Acest lucru nu s-a realizat, iată suntem pe această listă neagră a poluării, particulele acelea fine care deținează, nu numai de la autoturisme, sunt în general din cauza că nu se igienizează clar. Nu știu dacă se mai poate face ceva la acest moment. Hârtii suntem specializați în rapoarte. Suntem cei mai buni, să știți, în rapoarte. În maculatul. Mulțumesc.